Dimineața, stimați prieteni, vă salut la o nouă emisiune, care astăzi facem live, ca de obicei în fiecare vineri. Am primit unele întrebări de la câteva surse mass media, 5-6 surse mass media, și vom răspunde și la întrebările pe care sper că dumneavoastră o să le adresați în direct. Suntem încă o dată, vă am menționat, suntem live, deci cu plăcere sunt dispus să răspund la toate întrebările dumneavoastră. Astăzi e fierbinte la Chișinău, în sensul că temperatura în sfârșit a venit și așa vara în Republica Moldova. Specialiștii spun că vor fi 35-40 de grade, cred că cam au obosit toți de ploi, de aceea se bucură toți de soare, că în sfârșit este mai cald în Republica Moldova și ne bucurăm și noi de vară. Suntem la 2 săptămâni de sfârșitul campaniei electorale. Practic, astăzi este vineri și exact 2 săptămâni, 14 zile, au rămas de campanie electorală. Vedem că se agită spiritele și în contextul electoral, vedem diferite declarații din partea mai multor partide care participă în această campanie electorală. Vă amintesc că sunt 23 sau 24 de concurenți electorali. Mi se pare că ultimii 2, 3, 4, 5 ani nu au fost atâția concurențe electorale în campanie electorală. De aceea, probabil, ultimele 2 săptămâni tot vor fi destul de fierbinți. Noi ne punem ca scop să, în continuare, să fim în teritoriu, să discutăm cu oamenii. Știți că, practic, mergem masiv în raioanele în localitățile din Republica Moldova. Vreau să spun că noi, deja reprezentanții blocului comuniștilor și socialiștilor, am petrecut peste 10.000 de întruniri electorale. 10.000 de întruniri electorale, astea și grupurile mobile și tot absolut. Eu cred că, stimați cetățeni, stimați concetățeni, ne vedeți destul de activi în teritoriu, în raioane, în sate. Noi, practic, de 2 ori am trecut marea majoritate a gospodăriilor, a apartamentelor, practic am trecut la fiecare cetățean, asta a fost sarcina care am pus-o noi de stafă electoral, de 2 ori am trecut până acum toată țara. Ne punem ca scop până la sfârșitul campaniei electorale să mai fim încă o dată, împreună cu ziare, cu pleante, împreună cu să facem întrevederi electorale. De aceea, eu cred că și rezultatele vor fi pe măsură. Scuzați de lipsă de modestie, dar probabil din punct de vedere activismului, probabil blocul comuniștilor și socialiștilor este pe primul loc. Da, sunt activ și restul, în special cei de dreapta, partidul de bază cu care suntem în concurență electorală, pentru că probabil înțelegeți că toți stimați concetățeni că la aceste alegeri lupta se dă între 2 partide, între 2 concurenți electorali. Pe stânga este partidul blocul comuniștilor și socialiștilor, roșii. Pe dreapta este PAS, galbenii, care anterior au fost verzi, probabil că deja asta știu toți, toți vorbesc despre aceasta, că verzi s-au îngălbenit. Dar lupta se dă de bază între aceste doi concurenți electorali. Acum haideți să vedem întrebările care sunt din partea mass media. Am făcut așa o mică introducere, după care sunt gata să răspund și la întrebările dumneavoastră care vor veni online. Unimedia. Recent a avut loc întrevederea dintre Putin și Biden. Cum dezghețarea relațiilor dintre Kremlin și Casa Albă vor influența situația în regiune și în special asupra conflictului Transnistrian? Eu cred că toți înțeleg că depoziția principalilor jucători geopolitici depinde situația și securitatea regională din această regiune unde noi ne aflăm, Republica Moldova. Cred că toți înțeleg că rezolvarea unor probleme, cum ar fi problema transnistreană, fără un acord geopolitic, fără ca forțele mari să convină împreună, să aibă o poziție comună, astfel de probleme nu se rezolvă. Nu cred că la această primă întrevedere s-a discutat și problema transnistreană. Bine, eu știu că nu s-a discutat problema transnistreană. Dar însăși faptul că a început dialogul este un mesaj foarte bun pentru noi, pentru Republica Moldova. Ar fi bine să fie un consens geopolitic, să fie dialog între forțele mari. Eu rămân pe poziția care am menționat-o de mai multe ori. Eu consider că noi, Republica Moldova, un stat mic, trebuie să fim prieteni cu toți, și în est și în vest. Și nu trebuie să permitem nimănui să ne utilizeze în războaiele geopolitice. Încercări de acestea sunt. Și văd că unii, inclusiv conducerea guvernului interimar, încearcă să intre în aceste jocuri geopolitice. Nu este corect lucrul acesta.
trebuie să încercăm să menținem un echilibru dificil, dar posibil, între forțele mari geopolitice care încearcă să lupte unul cu altul și încearcă să ne utilizeze pe noi ca țară mică în lupta lor geopolitică. Nu trebuie să intrăm în această luptă. Aceasta este poziția mea fermă. Trebuie să fim prieteni cu toți și tot timpul orice decizie trebuie să reiasă din interesul nostru național. Interesul nostru național este să avem parteneriat strategic cu Federația Rusă. Să ducem încolo produsele noastre. Este. Înseamnă că trebuie să-l menținem. Interesul nostru este să fim în relații bune cu Uniunea Europeană. Avem regim fără vize. Facem unele reforme. Da, trebuie să menținem. Dar nu să luptăm de partea cuiva împotriva oponentului geopolitic. Această poziție am menținut-o fier pe parcursul ultimilor ani și consider că este unica poziție corectă pentru Republica Moldova. A doua întrebare de la Unimedia. Oamenii de afaceri discută că femeia ar impune majorarea TVA de la 20% la 22%. Este o posibilă astfel de decizie? Eu nu exclud. Eu nu exclud că după alegeri, în caz dacă majoritatea parlamentară, guvernul va fi format de forțele de dreapta, atunci am putea avea majorarea TVA-ului. La toți. Majorarea cu 2 puncte procentuale a taxei în valoare adăugată va duce la creșterea prețurilor în lanț. Cu regret, unii parteneri externi nu văd alte soluții decât să majoreze impozitele și să micșoreze cheltuielile sociale. De obicei, ei merg anume pe această abordare. Este o abordare greșită. În Republica Moldova, unde oamenii de afaceri, business-ul își revine după pandemie, greu, dar își revine, să le mai majorăm acum impozitele, aceasta ar fi o greșeală enormă. Și eu cred că probabilitatea că vor merge pe astfel de reforme la insistența Fondului Monetar Internațional. Eu cred că probabilitatea e foarte mare. Vor majora vârsta de pensionari, eu lucrul ăsta l-am menționat, și sunt gata să pariez cu oricare dintre dumneavoastră, cei care ne privesc acum. Că dacă vine dreapta, va majora vârsta de pensionari. Și vor fi majorate unele impozite. Vor fi stopate unele programe sociale. Dacă cine dorește, înscriți și haideți să spăriem că lucrul ăsta se va întâmpla în următoarele câteva luni, în caz dacă, nu de Doamne, vine dreapta și formează guvernul. Deci unica soluție să nu aibă loc astfel de reforme, pseudo-reforme, care vor lovi dur în agenții economici și în cetățeni, este ca în aceste legi să învingă stânga. Tot timpul când am învins dreapta, tot timpul, luați 30 de ani de independență. Învingerea dreptei a dus la ce? La majorare de impozite, la stoparea unor programe sociale, la lichidarea raioanelor și multe, multe alte lucruri. Aceasta este agenda celor de dreaptă. De ce? Pentru că nu interesează interesul oamenilor. Pentru că interesează ce spune Fondul Monetar Internațional pentru a mai primi încă un credit pe care îl papă și pe urmă noi trebuie să ne întoarcem la următorul ciclu electoral. Luați toate etapele. Luați anii 90, pe urmă luați 2001-2009, pe urmă luați 2009-2019. Adică avem 3 etape importante. Anii 90. Știți ce a fost așa numitele reforme cu privatizarea contrabandei patrimoniale și multe, multe alte lucruri. Închiderea raioanelor. 2001-2009. Un salt. Încercarea rezolvarea problemelor. Și unele probleme au fost rezolvate. Luând țara cu peste 50-60% datorie externă. Atunci noi, când am plecat de la guvernare în 2009, datoria externă era 15% din PIB. Am luat-o cu 58% sau 60%. Firma a urmat 2010-2019. Furtul miliardului, concesionarea aeroportului și multe, multe alte lucruri. Iar a crescut datoria externă. Și era aprobarea unor reforme care, cu regret, au avut impact negativ. Și că acum suntem al patrulea posibil ciclu electoral. Și decizia urmează să o iei cetățenii. Sau continuăm perioada de dezastru 2010-2019, pentru 2020, nu spun, a fost un an când noi am încercat să stabilizăm situația, dar am avut pandemie și secetă. Deci, după alegeri, sau revenim la o perioadă când o să punem în capul mesiei interesele oamenilor și cetățenilor noștri și agenților economice autohtoni, protejarea producătorilor autohtoni, impozit pe venit zero pentru venituri investit pe care noi îl promovăm, sau continuă cei de dreapta și atunci o să fie și majorarea TVA-ului și așa mai departe. Dar, repet, eu sunt gata să pariez cu cineva.
ajutor la vârstă al pensionare și multe alte lucruri care le vor face dreapta în caz dacă vor prelua majoritatea parlamentară. ProTV, cum comentați articolul publicat de ziarul German Bild, în care se arată că Moscova ar fi urmat să investească 11 milioane de euro? Nu, au comentat colegii de la Partidul Socialiștilor, clar că se aberați. Și ați văzut, ei au luat mot-a-mot ceea ce e un concurent electoral în octombrie anul trecut, în plină campanie prezidențială, a dat același lucru. O ținat de mână niște tabliți și au aruncat și voi faceți din asta mare show. Aberații și fake news. Eu înțeleg că suntem ultimele două săptămâni de campanie electorale și încercați să faceți tot felul de știri bombă. Dar noi suntem obișnuiți cu aceste fake news și oamenii toți sunt obișnuiți. Referitor la Bild, eu am înțeles că acolo depinde cât plătești. Poți publici orice n-ar fi. De ce? Cum comentez? Nu, campanie electorală, ca de obicei. Dar dacă vreau să fac ceva frumos, vreau o noutate așa mai bună, trebuia să nu copii unul la unul ceea ce a spus un balabol în octombrie anul trecut. Trebuia să fac ceva mai serios. Dar așa vă jucați. Luați bani, cei care fac lucrul ăsta, luați bani degeaba de la soră și la alții. Documentați-vă bine. Și mergeți așa că să faceți ceva serios ca lumea să creadă. Sputnik, cum apreciați strategia de comunicare a președintelui Maia Sandu, care refuză să ofere detalii presii pe anumite subiecte? Să răspund la întrebări, cetățenii așa și nu cunosc despre înțelegerea la care a convenit șeful statului pe anumite subiecte. Eu nu cred că e cazul să comentez comportamentul președintelui țării. Se schimbă oamenii după alegeri. Până alegeri promit una, după alegeri e cu totul alt om. Mă refer la mai mulți reprezentanți ai clasei politice. Noastră, stimați reprezentanți mass media, vă aduceți aminte cât de deschiși am fost noi comunicării cu dumneavoastră. În fiecare săptămână, în cadrul acestei platforme. Mulțumim de briefing-uri, mulțumim de discuții, mulțumim de conferințe de presă. Nu, cineva a avut nevoie de suportul dumneavoastră, mai ales în campanie electorală. După, au pus gardul invizibil și nu vor să răspundă la întrebări. Probabil suntem, cine știe. Noastră luați decizia, cu toate că dacă ați fi cu toții obiectivi, trebuie să fim obiectivi. Să spunem lucrurile pe nume. Să nu încercăm să facem ceea că să fie pe placul cuiva. Nu încercați să fiți pe placul politicienilor, pentru politicienii repede uită ceea ce promit. O bună parte din ei. Mai rămâneți, tot Sputnik, mai rămâneți la gândul că după alegeri va fi nevoie de o reformă constituțională sau nu? Eu sunt ferm convins că este necesar de modificat Constituția. Sunt cel puțin 3-4 elemente conceptuale care trebuie modificate. Primul, cetățenie străină, a doua cetățenie, pentru conducătorii statului. Eu consider că lucrul ăsta trebuie de interzis. Un conducător de vârf al statului nu poate avea cetățenie altui stat. Doi, trebuie să vedem foarte clar care sunt competențele și principiile de formare a Curții Constituționale. Nu este corect ceea ce se întâmplă ultimii 10 ani în Republica Moldova, dar mai activ ultimii 8-9 ani, când vorbim de Curtea Constituțională, care s-a transformat în instrument politic. Există parlament ales de oameni, prin vot direct, aprobă legi, Curtea Constituțională caută tot felul pentru a face pe placul unui actor politic și anulează, modifică legi. Lucrul ăsta trebuie revăzut în Constituție. 3. Trebuie revenit la subiectul statutului deputatului. Eu să știți ideea mea, eu o pledez în continuare și o voi susține, trebuie de micșorat numărul deputați în Parlament. Și trebuie de interzis deputaților să treacă dintr-o fracțiune în alta. O trecut cu un partid în Parlament, să rămână în acea fracțiune. Dacă nu, las plece din Parlament. 4. Trebuie de clarificat totuși cu acest conflict de interese între președinție, parlament, guvern. Eu vreau să spun, toate crizele politice majore în istoria modernă a Republicii Moldova au fost generate de conflictul între președinte și parlament. Haideți să luăm pe rând, anii 90. Lucinski președinte Diacov, speaker. Sau mai înainte de asta, Snegur, președinte Lucinski în Parlament. Anii după 2009,
că nu se putea alege președintele țării. Dizolvarea Parlamentului, încercarea de dizolvare și așa mai departe, anume din cauza că nu se alege președintele țării. Și toate conflictele au fost generate anume de neclaritatea în Constituție între competențele președintelui, Parlamentului și Guvernului. Lucrul ăsta trebuie soluționat. Ori suntem stat prezidențial și dăm competențe mai multe președintelui țării. Sau suntem stat parlamentar. Și în cazul ăsta dăm competențe mai mult Guvernului. Și președintele trece cu unele competențe mai reduse. Dacă este lucru, trebuie clar stipulate. Și mai este al cincilea lucru principal care eu consider. În Constituție trebuie indicat foarte clar că partidele care promovează lichidarea statului, unirea cu România, cu Rusia, nu contează cu cine, lichidarea statului, ele trebuie să fie interzise în Republica Moldova. Uitați ce fac ăștia de la AUR. Ultimele zile la zona de securitate cu Transnistria. Stimați concetățeni, anume de la astfel de acțiuni, la noi s-a început războiul pe Nistru în anii 90, la începutul anilor 90. Uitați ce provocări fac ei. Și fac special unele provocări pentru a destabiliza situația. Înțelegeți care sunt riscurile? Eu știu că AUR promovează agenda foarte clară a partidului pro-prezidențial, cu ceea ce fac, cu protestele, cu vizita la domicilii și așa mai departe. Dar acest al cincilea punct principal, în ceea ce ține de partidele și forțele care vor și pledează deschis pentru lichidarea țării, ele trebuie să fie interzise, conform legii, conform Constituției. A treia întrebare de la Sputnik, cum apreciați inițiativele economice Maia Sandu cu privire la diaspora? Sunt ele realiste sau doar promisiuni? Ar putea sau nu să creeze aceste propuneri în dezechilibru economic? Eu cred că acesta este populism electoral. Eu sunt ferm convins că nici Fondul Monetar Internațional, nici Banca Mondială, nimeni nu va accepta astfel de modificări la lege. Noi suntem gata să le putem. Dar o să vedeți, stimați prieteni, stimați concetățeni, cei din diaspora, care la sigur ne priviți acum, acesta este populism curat. Pentru că în caz dacă se va permite automobile să fie introdus în țară fără taxe de un reprezentant al diasporii, 1 milion de oameni în afara țării, 1 milion de automobile fără taxe vamale și accize intrate în Republica Moldova. Cine va plăti taxe și accize? Dar care e sensul? Fiecare are o rudă în străinătate care vrea să importe fără taxe. Și o să-și găsească o rudă, o să aducă automobilul acasă, fără drept de vânzare. S-o aduc, o să iei procură sau să meargă prin țară și gata, s-o terminat. S-o terminat tot absolut. Și eu zic, gata, hai și l-am susținut. Dar dacă suntem profesioniști, anume profesioniști, noi eu am mai auzit chestii de astea. Am mai fost în timpul Alianței pentru Integrare Europeană, 1, 2, 3, diferite populisme tipul ăsta. Ăsta e populism curat. Dacă vrem să ajutăm diaspora ca într-adevăr să vină acasă, haideți să ajutăm altfel. Cum fac portughezii, de exemplu. Eu, apropo, am venit cu această inițiativă și eu cred că ea este una bună și noi suntem gata să o propunem și pentru Republica Moldova. De exemplu, unele țări, membre UE, pentru a duce cetățenii săi acasă, le dau o anumită sumă de bani pentru ca ei să vină să investească în economie. De exemplu, în Portugalia, dacă nu greșesc, 7.000 de euro le dau dacă revin acasă. Cetățenii portughezi, dacă vor să revină acasă, le dă statul bani. Condiția că ei un an stau acasă. Nu cum stau acasă, activează în interiorul țării. Păi astfel de inițiative trebuie să ne gândim. Dar nu populisme care își aduc un automobil sau își aduc ceva și pe urmă s-a ales aici și se duc iar la lucru și gata, s-a terminat și cu politica fiscală și cu tot absolut. Din nou, și subiectul ăsta pot să pariez cu dumneavoastră, stimați cetățeni din diaspora. Că după alegeri să vă uitați de lucrul ăsta. Să vedeți. O să utilizeze sentimentele acum în campanie electorală, pe urmă o să uite. NTV. Domnule președinte, lăsând deoparte campanie electorală, trebuie să evidențiem faptul că fermierii, mai ales cei din Nord, sunt într-o situație foarte dificilă. Ploile au distrus zeci de hectare, ministrul Pierge a solicitat alocarea banilor din rezerva statului, dar cel mai probabil sursele financiare vor merge la deschiderea secțiilor de votare peste hotare. Cine îi va ajuta? Într-adevăr, suntem într-o perioadă foarte dificilă cu ploile. Sute de hectare de culturi agricole sunt distruse, e vorba de 10 de milioane de lei. Din câte cunosc eu,
Comisia Situații Excepționale, în competența care ține elaborarea propunerilor. Ei acum evaluează tot și vor veni cu propuneri concrete către guvern să fie alocați bani. Vor fi alocați către agricultori sau către secții de votare, guvernul va decide. Eu rămân pe poziția fermă că au fost alocate 70 de milioane de lei pentru alegeri, să se încadreze în acești bani. Ați văzut câte discuții despre secții de votare, peste hotare, multe, puține. Pentru ce trebuie tot șovul ăsta? Pentru ca să ajungă tot la 150 secții de votare. Am văzut că acum mai am o întrebare la adevărul. Cum comentați acuzația că dumneavoastră stă în spatele deciziei CIC de a deschide un număr mic de secții de votare în diaspora? Cine a votat ieri sau la altăieri când a fost la decizie? Unanim Comisia Electorală Centrală. Unanim. Unde sunt reprezentanțe și la PAS, și la DAS, la toți. Toți au votat împreună 150 secții de votare. Ce căutați pe naibă? 150 secții de votare mulțit cu 5.000 de buletine, astea 750.000 de cetățeni pot să voteze. Recordul a fost anul trecut vreo 250-260.000. Aveți posibilitatea de 750.000 de oameni. Votați! Deci, părerea mea că bani pentru secții de votare s-au dat suficiente în condițiile acestea de către guvern. CEC-ul trebuie să încerce să încadreze. Dacă nu, rămâne datorii, să vedea după alegeri ce va face următorul guvern, să acopere unele datorii care la moment ar putea să fie formate. Dar dacă sunt resursă, acești bani trebuie de acordat agricultorilor. Și vreau să vă amintesc că dacă o să analizăm ultimii 2 ani, în anul 2019, cu regret, guvernul Sandu nu a ajutat agricultorii. Când am avut în luna august-septembrie probleme mari, tot în nord, cu piatră, cu ploi și așa mai departe. În anul 2020, noi am ajutat agricultorii, când am avut o secetă. O secetă fără precedent. 300 sau 400 de milioane de lei am acordat suplimentar. Și acum suntem din nou într-o situație când agricultorii trebuie ajutați. Și eu pledez pentru alocarea acestor bani agricultorilor, agenților economice. Ei au nevoie de ei. Ei creează locuri de muncă acasă. Dacă ei se falimentează, atunci ce? Sper câteva sute, câteva mii de locuri de muncă. Care e interesul nostru? Interesul nostru este de a ajuta oamenii care au decis totuși să investească în Republica Moldova. Să creeze locuri de muncă, să rămână acasă, sau au revenit din diaspora. Au investit, au cumpărat 20, 30, 50 hectare de teren agricol, au sădit cireșe sau căpșuni sau ce acolo, la nord, într-un sat, în Florești, 100 ceva de hectare de căpșuni au fost distruse. Păi trebuie ajutat, trebuie ajutat. Adevărul ro, Zimbru, iar parcă au răspuns partidul la chestia asta. Căutați și voi, nu dăm papură. Dacă spatele decizii CEC am spus, Gheorghe Cavcăliuc, proiectul noi nu creăm proiecte politice. Este blocul comuniștilor socialiștilor, este partidul socialiștilor și e suficient. Accent. Игорь Николаевич, как вы считаете, неоднократные попытки представителей партии АУ проникнуть на территорию Приднестровья является их собственной предвыборной акцией или им кем-то кто-то руководит из них? Если да, то кто? Ну, я частично ответил на молдавском языке на этот вопрос. Понятно, что это провокация. Провокации, которые очень похожи на то, что происходило в начале 90-х. Кто-то хочет дестабилизировать эту ситуацию в Молдове. И мы видим, кто. Мы видели некоторые западные политики и комментаторы говорили о том, что нужно возобновить конфликт на Днестре. Мы видели неоднократно заявление руководства нынешнего страны, президента страны, о том, что нужно оттуда убрать миротворческие силы и так далее. Это очень опасные инициативы. Мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить мир на Днестре. Кому-то это не нравится. Не нравится тем, которые хотят дестабилизации. Поэтому вот этот аур, понятно, что это не их повестка дня. Это повестка внешняя. Это пока что они тестируют, как реагируют приднестровцы, как реагируют там их службы и так далее. Это носит, конечно, и предвыборный характер. Я думаю, что они хотят, чтобы их там немножко побили и провоцируют для этого. Для того, чтобы потом это использовать, что вот
нас обидели, голосуйте за нас, мы их там и так далее. Популизм, провокация, которая ни в коем случае мы не должны допустить. Мы должны, еще раз, мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить мир. Да, это кому-то не нравится. Да, мы видим, как некоторые послы активизируются. Кстати, по поводу послов, вчера я видел, что Владимир Николаевич Воронин написал официальное открытое письмо на имя посла Соединенных Штатов Хогана. Я приветствую такой шаг. Правильно Воронин сказал? Господин Хоган, это вмешательство в внутренние дела Республики Молдова. Вообще, я думаю, что, не знаю, если господин посол Соединенных Штатов что-то поймет из этого письма, может быть, стоит обратиться к его руководству, Госдепартамент Соединенных Штатов. Потому что нельзя так себя вести. За час до принятия решения по избирательным участкам за рубежом прийти в ЦИК и сказать, что мы бы оценили, чтобы вы выполнили решение суда. Ну что это такое? Ну что, банановая республика для вас? Представьте себе, если бы кто-то позволил такое в любое европейское государство. Так этот посол сразу был бы вызван в МИД. А у нас все молчат. Я смотрел рейтинги доверия на Украине. Вчера самая влиятельная женщина на Украине, посол Соединенных Штатов. Так к чему мы стремимся? Что у нас нету своих государственных структур? У нас нету хотя бы чуть-чуть гордости за нашу страну? Мы что, должны позволять, чтобы нам и вертели все как хотят? Поэтому все эти попытки... Понятна цель какая? Взять под полный контроль Республику Молдова и использовать в борьбе геополитической против России. К сожалению, правые идут по этой повестке. Получится или нет? Я думаю, что ничего не получится. Молдавский народ этого не допустит. Даже если будут такие попытки. Ничего не получится. Были и раньше умники, которые думали, что можно из Молдаван сделать фарш и наполнить там блинчики западные в борьбе против России. Или использовать как пушечное мясо, как пешки на шахматной доске. Молдавский народ быстренько это понимает и дает отпор. То же самое произойдет и с этой попыткой очередной. Мир. На прошлой неделе вы провели встречу с молдавскими гражданами, живущими в Москве и Санкт-Петербурге. Как они оценивают текущую политическую ситуацию в стране и нынешние отношения Молдовы и России? Какие пожелания, просьбы они озвучат? Да, было очень хорошие две встречи и с нашими гражданами в Санкт-Петербурге. В Москве побольше встреча была. Даже несмотря на то, что я планировал по 1,5-2 часа, мы по 3,5 часа очень детально обсуждали, даже времени не хватало, потому что в конце нужно было какие-то еще интервью давать и так далее. Их очень волнует, наших сограждан, кто работает и находится временно или постоянно в Российской Федерации. Интересует то, что происходит в нашей стране. Они понимают риски, с которыми мы сталкиваемся. Они очень надеются, что мы сможем сохранить мир. Надеются, что отношения с Россией будут развиваться в русле стратегического партнерства. Все признают, что за последние 4 года нашей командой сделано очень много для того, чтобы молдо-российские отношения развивались в нужном направлении. Хотя было непросто. При Плохотнике, вы знаете, там персона нон-грата сопредседателя Рогозина объявили, там и много-много другое было. Но последние 3-4 года они были неплохими в наших двусторонних отношениях. То, что происходит сейчас и то, что может произойти после этих выборов, конечно, очень волнует всех. Волнует то, что происходит в социальном и экономическом плане. Вот, кстати, мы запустили, наша команда на днях запустила идею возобновления программы «Молдавское село». Хочу напомнить, что в 2000-х, когда мы были вместе командой, и Гречана, и Воронин, и Дадон, в Молдове активно и эффективно внедрялась национальная программа «Молдавское село». Вот мы сейчас эту программу возобновляем. Смысл этой программы в чем?
мы планируем, и мы это сделаем, мы знаем как, мы это делали раньше, чтобы в каждое село ежегодно из государственного бюджета выделялось 5 миллионов лей на инфраструктурный проект. Вот в прошлом году мы выделяли по 1 миллиону и больше на дороги. Наша задача по 5 миллионов, и мы это сделаем. 5 миллионов лей каждому селу, и пусть собирается село при мэрии, и вместе люди решают. Вот у нас есть 5 миллионов лей. На что мы это направляем в этом году? На дороги, на воду, на канализацию, на освещение, на газификацию, на ремонт школы, детского сада, медпункта и так далее. Я считаю, что это правильно. 5 миллионов лей на 898 примарий, 900 примарий, 1000. Это 5 миллиардов лей в год. Это немного для бюджета. В прошлом году мы 1,2 млрд только в дороги дали. Еще где-то 300-400 на экологический фонд там, и так далее. Мы можем найти эти деньги и выделять в села. Вот это наше предложение тем, которые живут и работают в населенных пунктах в сельской местности. Я думаю, что вот такая программа очень заинтересует всех и поднимет, и спасет молдавское село. Вот все эти вопросы, конечно, мы обсуждали в рамках этих встреч. Интересовало, почему мы позволяем там, почему не закрыли у них низкие партии и многое-многое другое. Люди понимают, видят, что происходит в Молдове. Я думаю, что будет и соответствующий результат. Стимас приятен, жума дюра, распонсал антрибарли для пресса. Хадиться видим, к примеру, антрибарли Татьяна Герман, вадзавакчинат. Нам Татьяна, вадиски дон секрет, мы не есть маратон на палату републичи, вакчинарик у спутник. Штицка фос факуте организатим мой мультимаратон на Кишинел. Я вам фосом батат, я думаю, когда трекут, что он везет к умерже маратону, к фазе с вакчинал. Дар мыни есть анонсат ла палата републичи маратон пентру тоц до риторий вакчинари ку спутник. Ши я вам легат мыни спортить, кто ато лумен приуна, кто ато чета тени, кари вор дори. Ши спер мыни ку сукчес на вакчинес ку спутник. Ирина Гроза, репрезентанция центру де вакчинари спунка нумеру до риторий лор дяси вакчина есть инскадери. Кум квалификация генерал компания де сушрата де цары, ностром провинция вакчинари. Комуникария ⁇ Эмпримул Рент ⁇ а после Ченди Буна. Штиц есть оборба Анимбаруса. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Атунчика длано я рау миди казу пизи, тот вроде совокчинец. А кумка нас казут, и кредка гата утрекут перекол. Ее кредка ста есть его бордари грешит и не пата читать. Проблема остановит Дуарна Республика, мол, два писти тот. Mă bucur că sunt vaccine în Republica Moldova și vor fi și mai multe în timp apropiat. Știți că guvernul a semnat acordul și cu Pfizer, acum va semna acordul cu Sputnik. Trebuie să dăm posibilitatea oamenilor să vaccineze cu orice. Și comunicarea, întrebați, eu cred că ar fi bine să facem campanii regionale, cum să facem maratonul de la Chișinău, să facem, de exemplu, 4-5-6 centre zonale sau în fiecare raion. În fiecare weekend da posibilitate celor care vor să vaccineze. Pentru asta trebuie să avem suficiente vaccini. Dar lucrul ăsta este necesar. Eu sunt împotriva vaccinării obligatorii, impunerii obligatorii. Eu consider că trebuie să fie, să rămânem la poziția să fie binevol. Pentru că am văzut că Federația Rusă a început să îi impună pe anumite sectoare. Eu cred că în Republica Moldova trebuie să rămânem în continuare pe vaccinarea binevolă. Cine dorește să vaccinează, cine nu, nu. Lucky Victoria, pentru ce Maia Sandu are nevoie de NATO în Moldova? Eu cred că nu Maia Sandu are nevoie de NATO în Moldova. Eu cred că au nevoie cei care controlează instituția prezidențială și vor să preia controlul asupra guvernului și majorității parlamentare. Eu cred că lucrul ăsta este evident. De ce? Pentru a provoca Federația Rusă și a crea în jurul Federației Rusă mai multe conflicte și mai multe zone fierbinți. Asta este scopul. Ce avem noi de câștigat din asta? Nimic nu avem de câștigat. Asta e implicarea în lupta geopolitică care va avea efect negativ pentru cetățenii Republicii Moldova. Tale, de ce această campanie electorală e atât de pasivă față de anii precedenți? Eu sunt de acord cu dumneavoastră, doamna sau domnul Tale. E foarte... E, nu e așa de activă cum a fost la prezidențiale. De ce? Lumea a obosit. Oamenii sperau că după alegerile prezidențiale o să fie o perioadă de liniște. Dar instituția prezidențială, președintele țării, a decis că trebuie să mai mergem într-o campanie electorală. Știți care este riscul major? Că și după această campanie electorală lucrurile nu se vor limpezi.
nu se va stabiliza. Și atunci cine va fi vinovat de destabilizarea în care suntem deja 6 luni de zile? Și poate să urmeze încă 6, 7, 8 luni de zile. Păi e că cine a provocat tot lucrul ăsta? Să, pe urmă, să iasă în fața poporului și spună, da, am greșit sau n-am greșit. Sau cineva spunea că hai să dăm Parlamentul jos, că următorul Parlament va fi mai bun. Dar dacă vor fi aceleși partide plus minus? Șor, toți. Atunci pentru ce cheltuim noi banii și batem lumea la cap? De ce și pasiv? Oamenii au obosit. Oamenii au obosit. Dar chiar în această situație, ceea ce văd eu, oamenii vor ieși la vot. Și eu cred că prezența ar putea fi chiar mai mare ca la prezidențiale. Pentru că oamenii au înțeles unele lucruri în ultimele 6-7 luni. Și eu cred că în interiorul țării ar putea fi o prezență mai mare. Babi Statian, уважаемый наш президент, будьте жестче, как Лукашенко, и тогда будет порядок. Вы знаете мою позицию насчет Лукашенко. Я считаю, что он много хороших вещей сделал для Беларуси. И я бы хотел, чтобы в Молдове было то же самое. Для того, чтобы быть жестче, я с вами согласен, но нужно иметь парламентское большинство. Нужно иметь правительство. И тогда, да, можно быть жестким, имея возможности, инструменты, полномочия. Но это зависит от вас. Ион Гросу, Павел Филиппа декларатка, ну вор интра категорика на дискуссии к блоку комнишлю, что че лишь до полезер. Дарбек сва дискутак педе. Ну, Филипп он дискути. На фара парламент ли? Ну, дом Филипп, я кредка куре грец интец у дезамаджири пентру тоц, шпентру коллеги дневастры, шпентру фошти партнер ди коалиции. Ацлат он ли дечизий, или ва партин, асумац ваш консичинцели. Ну, дац вина пялци. Uitați-vă în interior. Căutați la voi ce se întâmplă. Cine o discute cu voi? Aurul doar, că să fiți amândoi în afara Parlamentului, la voi la ambii curge sânge românesc, pe-mi vine, ați spus. Și stați-vă, discutați. Maria Lefter, ce mai arată sondajele interne? Care sunt evoluțiile față de începutul campaniei electorale? Noi avem măsurări săptămânal. Într-adevăr, evoluțiile sunt destul de interesante, spectaculoase. Pot să vă spun, fără a da multe detalii, că dreapta este în scădere, stânga este în creștere. Asta e realitatea. Și cei de dreapta știu. E de aceea și încearcă să se activizeze atât de mult pe diaspora, sperând că de acolo vor obține votul necesar. Olga Coipan. Igor Nicolaevici, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на что надеяться семьям многодетным, на какую поддержку со стороны правительства? Мы в очень сложной ситуации. Ольга, мы разработали законопроект о материнском капитале. Мы его представили на обсуждение, и в следующем парламенте, после выборов, мы надеемся, что у нас хватит голосов для того, чтобы принять эти законы. Что это означает? Это означает, что мы должны со стороны государства помогать семьям, которые принимают непростое решение в нынешних условиях, чтобы у них появились дети. И не только один, два, есть и три, четыре, пять и так далее. Это многодетные семьи. Поэтому со стороны государства будет принят этот закон, будет конкретная помощь на рождение ребенка и дальше на его содержание. Я думаю, что этот законопроект мы примем в следующем парламенте. Сильвия Григораш, время дискутировать диспре апедукт шканализаре на сателе ностре, кэн вам авя апа дебаут ла сати. Ано честа се инвестиск 500 миллионов делей дим фонду экологик пентру апа шканализаре. După cum am menționat, noi venim începând cu anul viitor poziția noastră a socialiștilor, prin comuniștii, 5 milioane de lei în fiecare sat investiții în ceea ce decide satul, dar cu 5 milioane de lei, într-un an, doi, dar chiar într-un sat mare, apă pot să asiguri. De ce, începând cu anul viitor, sperăm că vom obține suportul dumneavoastră și vom veni cu proiecte mai ample pentru infrastructura din satele moldovenești. Și asta infrastructură și apă, și canalizare, și drumuri, și multe alte lucruri. Ромка Жданов. Как вы собираетесь бороться с фальсификацией за границей? Господин Ромка Жданов, я думаю, что ситуация будет другая, чем на выборах президентских. Почему? Во-первых, потому что у нас конкурентов 24, из которых почти 20 это правые конкуренты. И, конечно, не будет борьба один на один только. Второе. Мы более внимательно подходим к отбору наших представителей на зарубежных участках. Да, я уверен, что были фальсификации на президентских выборах.
И об этом свидетельствует очень много факторов. Мы учли эти факторы и будем делать все возможное для минимизации этих рисков. Но очень важно, чтобы мы массово вышли на голосование внутри страны. Здесь у нас большой резерв, который не выходил на выборы президентские. Либо выходил, но голосовал за правых. Вот нам нужно сейчас собраться всем, потому что внутри страны мы можем выйти 1 500 000, 1 600 000 граждан. Мы можем выйти, эти люди есть в стране. 1 400 000, 1 500 000. И тогда даже 150, 200, 250 тысяч в диаспоре мы перекроем это голосование. Только если мы будем активными внутри страны. Вот смотрите, у нас только людей пожилого возраста, пенсионеров, больше 600 с чем-то тысяч. У нас других еще 300, 400, 500 тысяч. Если мы все соберемся и примем правильное решение, люди в селах, которые живут, сельское хозяйство, мы все должны понять, какие риски, если правые примут. Мы же с вами общаемся каждый день. Я же с вами встречаюсь. Я вижу по вашим глазам, что вы это понимаете. Север понимает, что останется с яблоками на деревьях. Не будет экспорта. Не будет. Сотни тысяч человек потеряют работу. В селах люди понимают, что эти правые закроют примарии, закроют районы. Вам нужно будет за сертификатом бегать за 30 километров. Большинство из вас понимает, что за этим последует закрытие школы, детского сада и так далее. Местные производители понимают, что правые откроют границы для того, чтобы здесь был импортный товар. А мы защитим рынок. Вот все это большинство из вас понимают. Зачем рисковать и под диктовку каких-то западных послов голосовать за этих правых, которые разрушат все. То, что они попытаются все разрушить быстро, и то, что вы разочаруетесь очень быстро, в течение следующих нескольких месяцев, я в этом уверен. Но зачем делать такие эксперименты? Чтобы потом опять их сносить и опять начинать сначала? Давайте сейчас примем правильное решение. И диаспора им не поможет. Диаспора, так называемая диаспора, это тоже наши граждане. И нам нужно будет на будущее принять решение концептуальное, принципиальное, что мы делаем. Может быть, как выход из ситуации. Вот мне коллеги говорили, что на будущее сделать. Так, слушайте, может, смешанное голосование? Внутри страны только с участием. За рубежом участие только в посольствах. Остальные электронные голосования. А для того, чтобы было электронное голосование, каждый гражданин в диаспоре должен вернуться домой, получить ключ. Если называемый ключ электронный. Цифровая подпись. Пусть хоть раз в 20 лет приезжает домой. Оформляет паспорт новый, оформляет все. Можно такой сделать. Есть разные инструменты, как это нужно сделать на будущее. А это нужно будет сделать после выборов. Не запрещать. А хочешь, приезжай, зарегистрируй новый паспорт, получи цифровую подпись. Потом будешь голосовать неважно где. Это нужно сделать. Но на этих выборах нас в стране больше. Мы просто должны массово выйти на выборы. Татьяна Гирина, здравствуйте. Почему нет российской вакцины? Поликлиники, улица Титулеску, поликлиника номер один. Татьяна, я уже сегодня говорил, завтра будет марафон в Дворце Республики. Я тоже буду участвовать там. Подходите, и можно вакцинироваться российской вакциной. Я думаю, что они до поликлиники еще все не дошли. Анатолий Рейляна, дом до дон, Кынсева резолва проблема к спати локатив пентру милитар. Domnul Răileanu, din câte cunosc eu și domnul Gaiciuc, ministrul apărării, domnul general, m-a informat, proiectul cel prima casă, 4 sau 5 pentru militari, care noi l-am propus anul trecut, acel proiect trebuie să fie implementat. Acolo se prevede din bugetul de stat, statul acoperă banii necesari pentru militari, pentru procurarea locuințelor. Mai mult ca atât, eu consider că după 25 de ani trebuie revenit la facilitatea cei care au fost. După 25 de ani, militarii trebuie să obțină, dacă slujesc patriei, să obțină dreptul de privatizare a locuinței. Și aceste proiecte sunt în implementare. Tak, Maia Sandu vrea să-i dea în judecată pe deputat socialist Lebedinski și Grigor Novak, după ce cei doi declarate în președinție ar fi implicată în răpirie fostului judecător ucrainean Nicolae Ceasu. Cum comentați? După câte cunosc eu, ei au declarat doar ceea ce, la ce s-a ajuns concluziile
Comisia parlamentară. Păi ce are de dat în judecată deputații? Clarificați-vă voi. Explicați de ce a fost implicată instituția prezidențială. De ce SIS a fost implicat. De ce Serviciul Protecție și Pază de Stat a fost implicat în aceste lucruri. Este un lucru foarte grav. Dacă se admitea așa ceva pe parcursul ultimilor 3-4 ani, de mult cerea impeachmentul președintele. Dar acum presa de dreapta tace, l-a tap în gură, ambasadorii tac. Dar aceasta este ceva nemaipomenit. Implicarea instituțiilor de stat, instituții prezidențiale și a celor în subordine instituții prezidențiale în astfel de lucruri, doar sunt acte oficiale. Și lucrul ăsta nu va trece așa simplu. Vor reveni obligatoriu în următorul Parlament pentru a lua o decizie în acest sens. Stimați prieteni, acesta a fost episodul de astăzi. Eu vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Ne vedem în următoarele zile în raioane. Eu voi fi în vreo 5-6 raioane mâine și poimâine. Și azi, seara, voi fi în câteva centre regionale. De aceea, cu plăcere, sunt gata să ne vedem, să discutăm și să răspund la întrebările dumneavoastră. Vă urez sănătate, atent la soarele acestea care stați la umbră, mergeți la iaz, vă scaldați copiii și, cu Doamne ajută, mai avem încă 2 săptămâni de campanie electorală. Și sper după aceea că în Republica Moldova, în sfârșit, va fi o perioadă de stabilitate și de liniște. Sănătate, succese și eu sunt tot timpul alături.